Muzeul Județean Buzău pregătește o nouă expoziție temporară despre cum trăiau românii și copiii lor în epoca de aur. Este vorba despre copilăria în comunism și despre modurile în care copiii își petreceau timpul liber, atât în interiorul locuințelor, dar și în afara acestora. În concedii sau pur și simplu cu părinții în vacanțe sau pur și simplu în fața blocului ori la curte. O expoziție pe care muzeul nostru o pregătește nu numai copiilor, deci se adresează în special copiilor, ci și tuturor celor care au gustat din jocurile copilăriei noastre. O expoziție care vine să completeze suita evenimentelor de valorificare expozițională a perioadei comuniste, pe care muzeul nostru a organizat-o cu regularitate în ultimii aproape 5 ani de zile. În expoziție vom putea revedea sau vedea în premieră interiorul unei locuințe din perioada comunistă cu mobilierul specific, dar și cu obiectele casnice pe care încă le mai putem găsi în casele bunicilor, bibelouri, obiecte de decor, aparatura electronică și electrocasnică specifice epocii, alături de jucăriile și jocurile copilăriei, dar și echipamentul pentru concediu și vacanțe, vor fi expuse în sala de expoziții temporare, uniformele de șoimai patriei și de pionieri întregesc tabloul, alături de diplomele și insignele care răsplăteau performanțele celor mici. Expoziția va fi deschisă pe data de 23 iunie și va putea fi vizitată în sala de expoziții temporare a Muzeului Județean Buzău, la sediul central, până pe data de 29 august 2022. La vernisaj, accesul publicului va fi gratuit.